Subiectul gazelor a fost discutat și de deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak. Parlamentarii socialiști au solicitat oficialului de la Kremlin să intervină ca Republica Moldova să obțină un contract avantajos cu Gazprom. În același timp, Dmitri Kozak a lăsat să se înțeleagă că negociatorii din partea Chișinăului au avut o altă solicitare. În aceste zile, la Moscova se află într-o vizită de lucru o delegație reprezentativă a Partidului Socialiștilor, din care fac parte deputați și alți membri ai conducerii formațiunii. În cadrul acestei vizite, delegația PSRM a avut o întâlnire și cu Dmitri Kozak, șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comerciale economice cu Republica Moldova. Un subiect important de pe agenda discuțiilor a fost semnarea unui contract pe termen lung între Moldova Gaz și Gazprom. În condițiile în care există un risc imens ca cetățenii noștri să sufere din cauza crizei energetice, pornind de la interesul suprem al Republicii Moldova de a fi asigurată țara cu gaz natural în condiții cât mai bune pentru cetățeni și ținând cont de faptul că reprezentanții guvernării de la Chișinău implicați în negocierile cu Gazprom sunt tineri și fără experiență, delegația PSRM a rugat ca Dmitri Kozak să intervină ca statul nostru să obțină un contract avantajos cu compania rusă, se menționează într-un comunicat emis de formațiune. Potrivit Partidului Socialiștilor, Dmitri Kozak a subliniat că partea rusă nu a văzut alte argumente la partea oficială moldovenească decât cele care pot oferi gazul natural doar la preț de piață. O zi mai devreme, vicepremierul din guvernul Gavrilița, Andrei Spânu, a declarat că a venit în fața partenerilor ruși cu două opțiuni de formare a prețului de achiziție pentru gaze, care reiese din costurile la bursele internaționale. Noi ne dorim un preț corect, bazat pe o formulă similară cu cele oferite și altor state cu care Gazprom a semnat contracte pe termen lung în perioada recentă. Noi am mers cu mai multe opțiuni. Una din ele este prețul la bursă pentru contractele anuale sau o formulă mixtă care să ia în calcul atât prețul la bursă a gazului, cât și cotația petrolului. În aceste condiții, deputații Partidului Socialiștilor anunță că, în eventualitatea scumpirii gazelor, au elaborat un proiect de lege care prevede oferirea de compensații pentru cetățenii și agenții economici. Documentul urmează să fie prezentat în Parlament.